One thing I like fine, primul tău single în Norvegia, în 2004. Primul single, doar once, primul, doar once in a lifetime vine, mai ales în exact, Norvegia. Exact, și primul videoclip. Și primul videoclip, da, este practic opera, să spun așa, a unui foarte bun amic, care a fost pentru o perioadă și managerul meu, care și investit în prima parte, în prima ediție a acestui album, care l-a auzit, care nu suna așa, nu suna așa inițial. Oddvar Skolan este cel care a fost în spate. Joachim este producătorul la care am apelat eu, dar nu este acea versiune a lui, a lui Joachim, un danez. Tot albumul este produs de Simon Eriksson. E foarte interesant de știut că acest album inițial a fost produs în Los Angeles în 2006. Cu Preston Glass, care lucra cu Whitney Houston și artiști de marcă din Statele Unite. Dar eu am fost unul din artiștii care au avut acea experiență nefericită de a încerca visul american și a fi foarte dezamăgit după experiența din studio de acolo, din Los Angeles, pentru că datorită unei conjuncturi de împrejurări între casa de discuri și producător, practic banii care s-au plătit $100,000 la vremea respectivă pentru producția acestui album și a fost, cuvinte mai dure, un fel de bătaie de joc. Și am venit înapoi în Norvegia după o săptămână. Din partea cui? Din partea părții americane? Da, din partea părții americane, nu a producătorului în mod direct, a fost un șarlatan, să-i spun așa, cel cu casa de discuri, care practic a luat banii, a dat un sfert din bani producătorului și a ieșit o producție de un sfert de bani respectiv. Producător cu care de altfel am rămas și amic și în ziua de astăzi, dar care am reproșat la vremea respectivă anumite lucruri, nu mai contează. Și am revenit în Norvegia, am făcut eu practic împrumut la bancă să refac tot albumul. Și ce auziți aici, am făcut cu trup, cu suflet și cu riscuri economice, să spun așa. Dar nu se putea altfel, pentru că era practic primul meu album, era albumul de debut și ceea ce ieșise din studio din Los Angeles nu era la un nivel care să... Te mulțumesc! Nu, și pe mine în primul rând, dar mai ales la nivelul muzical din Scandinavia, în Norvegia implicit. Era mult sub, deci era, n-ar fi băgat nimeni de seamă acel produs sau așa. E greu să vii din est și să convingi? Este, într-adevăr, este pentru că... E mai greu în state decât în Europa sau cum? Absolut. Bine, Statele Unite sunt deja un alt capitol și e foarte greu în general. Orice artist, chiar și de marcă din Europa, și-ar dori să aibă succes în Statele Unite. Dar chiar și Scandinavia e o zonă cu un nivel muzical extrem de mare, de înalt. Și da, e greu pentru că noi avem un handicap este european, în primul rând de cum ascultăm, cum am fost educați muzical, cum cântăm în limba engleză, cum ce n-am știut de aici și ce la muzical vorbind, suntem competitivi. Ca și talent suntem, dar de la talent și până a ajunge un instrumentist sau un compozitor sau un vocalist sau un producător, e o distanță mare, adică ei au trăit cu Beatles în ureche de când sunt copii și cu ABBA, iar noi ascultam tot o cotunie, cu tot respectul pentru ce s-a ascultat. Dar e o diferență, ei au avut acces la muzica pop totdeauna, noi am fost, și se simt acest decalaj. Pe de altă parte, cum îți explici că o trupă, cum ar fi Accent, iată, a avut chiar... Vorbim de un fenomen, vorbim de fenomenul dance care a prins din fericire pentru muzica noastră și e de respectat și de admirat și nu numai, mai ales de să ne bucure pe toți că cel puțin un segment din muzica pop românească și a reușit să scoată capul în lume. Argentina, exact, și numai, așa da. Și e un lucru foarte bun.
mai nou chiar și ce am făcut eu nostru, e pe o stradă mult mai comercială, dar suntem cumva nevoiți să facem și chestii mai comerciale pentru a fi și difuzat. Dar e muzica românească, da, a căpătat acest contur afară, dance, și e bine că s-a întâmplat. Dar vorbind de ce fac eu aici pe album, ce am făcut pe acest album... Albumul se cheamă... This Thing Almost Got Me Killed. Acest concert aproape m-a omorât. Da, da, cântarea asta m-a... Știi, albumul ăsta e practic... l-am făcut în ideea de am scoate din mine toate influențele sau să le pun pe hârtie, pe... Să arăt ce... Nu, cum spuneam, ești la telefon. Nu, da, și nu, toți anii aceștia de acumulări și cântat foarte multe piese cover-uri și hit-uri altor artiști mari, au făcut să mă influențeze foarte mult și ar trebui să scot toate influențele astea, să le, cumva să le exprim prin mine, prin a scrie aceste piese. Mai nou, cred că sunt mai canalizat spre anumit gen, cred că încep să-mi găsesc mai bine, să-mi definez mai bine, sper eu, o anumită personalitate muzicală. Ok, uite ce propun, îmi propun Small Talk, e ok, da? Small Talk, dar este să... Cred că până acum cam cea mai sensibilă și mai frumoasă piesă care am scris eu. Și are și o istorie interesantă. A fost aleasă de directorul cel mai mare film soap opera, cum nu spune? Element. O telenovelă din Brazilia, Camisa de India, ca fiind... Nu de generic, a făcut parte din câteva episoade. Coloana Sonora. Da, Coloana Sonora. Și a ajuns cu o compilație cu alte piese ale lui Beyoncé, Katy Perry, Kings of Leon și așa mai știu, sunt mândru. Iată că se poate. Da. Small Talk. După care, dragi prieteni, pentru că tot am vorbit până la jurnalul orei 23, vă propun ABBA. No comfort in the sound of tears falling down. You ask me why I don't speak. There's no need for small talk now. The words won't come out. 'Cause you everything right when love was young, and I recall every word straight from my heart. And so that's why I don't speak. My words are much too weak, not like they should be. Listen to the rain, small talking now. You and I, everything has changed since love was young. For so long we haven't seen.
it's time for me to go away. Don't tell me that I'm wrong. I've never been that strong. I gave us time, but still somehow we never found a way. How many times I've prayed that our love would stay. In my heart I know it will be small talk from now on.